Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, o nouă ediție a emisiunii Linia 1. Este astăzi alături de noi vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Corneliu Vichineț. Bună ziua și bun găsit, domnule vicepreședinte. Bună ziua, domnule Saizu, bună ziua, stimați telespectatori. Aș vrea să discutăm pentru început despre ceea ce se întâmplă la nivelul județului Vaslui acum pe final de an. Care este situația la Consiliul Județean în ceea ce privește fondurile? Sunt speranțe că se vor îmbunătăți lucrurile în ultima lună, având în vedere că majoritatea unităților administrativ-teritoriale au mare nevoie de bani. Unele primării nu mai au fonduri nici măcar pentru salarii. În primul rând aș vrea să apreciez frumusețea titlului. Eu n-am mai fost la dumneavoastră în emisiune, Linia 1. Acum mă simt ieșit din tranșee și aștept tirul întrebărilor tale. Iată, una deja a fost lansată și voi da un răspuns cât se poate de cinstit. Vinerea trecută, Consiliul Județean, pe lângă alte 10 puncte de pe ordinea de zi, în ședință obișnuită, condusă de domnul vicepreședinte Dumitru Buzatu, întrucât președintele Vasile Mihalache era plecat în delegație, unul din punctele forte ale ordinei de zi a fost tocmai rectificarea a patra de pe anul 2011 și absolut toate comunele din județul Vaslui au primit sume oscilând între 300 de milioane vechi până la 1 miliard, 2 miliarde și jumătate. Sigur, la nevoile care sunt acum pe final de an, ca și la mijlocul anului, ca și la începutul anului, ce am repartizat noi este foarte puțin. Dar din cât a avut Consiliul Județean, la modul foarte cinstit, am dat fiecarei comunități locale. Nu cred că până la sfârșitul anului va mai fi o rectificare la nivel național. Dar dacă guvernul va găsi de cuviință să nu mai împartă bani în mod direct, discreționar, numai la primăriile PDL-ului și va aloca guvernul sume și consiliilor județene, noi, ținând cont de cât au cerut primarii în ultima lună, vom redistribui banii în mod foarte cinstit. În rest, că anul 2011 a fost un an dur, greu, cu nevoi neostuite, știe toată lumea. Dacă la nivel mondial este o criză de proporții inimaginabile, nici România n-a putut scăpa acestei unde de șoc și nici județul Vaslui. În serie, greutățile se duc spre orașe, municipii și comune. Și în mod foarte direct în casele oamenilor, din nefericire. Anul 2012 este unul electoral. Credeți că se va îmbunătăți situația? Vor fi lucrurile mai bune? Vor avea oamenii de câștigat, așa cum se întâmplă de fiecare dată în preajma alegerilor, indiferent că e criză sau nu? Eu trag nădejde că, datorită faptului că acum analiștii economici, politicienii din opoziție, chiar și cei de la putere au tras semnale de alarmă și au avertizat populația că 2012 nici într-un caz nu poate fi un an economic bun datorită degringoladei pe plan mondial, eu cred că prudența îi va îndemna și pe antreprenori și pe simpli cetățeni și pe cei angajați și pe cei în căutare de locuri de muncă să fie atenți cu toți gologanii pe care îi au. Nu sunt o ființă cu viziuni apocaliptice, însă e mai bine așa să fie populația informată decât s-a întâmplat în 2008, când nimeni n-a avertizat pe românul simplu că vine prăpădul. Pe toți, inclusiv pe mine, ne-a prins 2009 fără bani în buzunari, cu credite mari, pe care cu greu au trecut 3 ani. Oamenii le-au putut stăpâni și au dat foc la case, s-au aruncat de la balcon, mulți au căutat sfârșitul prin gări, ceea ce nu intră în firea și în obișnuința românului. Românul nu e un popor depresiv și nu este un popor de sinucigaș. Dar veți vedea că în 2009, datorită
nenorocirii care au venit, în primul rând și-au pierdut locurile de muncă, aproape 800 de mii de oameni, nimeni n-are o statistică exactă, dar oricum foarte mulți oameni au rămas fără loc de muncă, deci și fără bani și cu bănci. A ajuns ca banca să fie o teroare mai mare decât cotropitorii străini. S-au făcut reeșalonări la plată, amânări, pentru că oamenii s-au dus de bună credință. Băi, știu că am să vă dau, dar nu am, pentru că acele credite cu buletinul, știți că au fost foarte nefaste. S-a încurajat împrumuturile de către guvernanți irresponsabili și care spuneau că economia duduie. Ea nu duduia atunci. Ea mergea pe linie firească, cu un trend ascendent minimal. Dar acum toți indicatorii economici, absolut toți indicatorii economici, arată că România este în recesiune. Dacă este în recesiune, lângă recesiune poți adăuga imediat ca o generalizare criză. Și în momente de criză omul trebuie să fie sever cu sine, sever cu cetatea sa, cu guvernul său și foarte atent la mișcările economice pe care le face. Pentru că aveți o vechime în administrație și în politică, puteți face o comparație. Cum ați caracteriza dumneavoastră relația dintre autoritățile locale și actualul guvern? Nu există absolut nicio relație. Actualul guvern, nu trebuie să îi mai fac o portretizare, pentru că lumea s-a convins. Este defazat de la probleme reale ale țării. Agenda lui de lucru nu corespunde cu agenda noastră, celor de la Consiliul Județean, și mai ales este în contradicție cu agenda de lucru și de viață a muritorilor de rând, care sunt cei mai mulți. Am fost președinte de Consiliul Județean în 2004-2008. Acum sunt la aceeași instituție vicepreședinte, împreună cu domnul vicepreședinte Dumitru Buzatu. Trebuie să spunem niște lucruri cinstite oamenilor. În 2004-2008, Consiliul Județean Vaslui a avut o finanțare mult mai bună decât din 2008 încoace. De aceea, eu nu sunt de acord că atunci când îl luați mai tare pe actualul președinte Vasile Mihalache, care este un om realist și cât se poate de harnic, eu nu sunt de acord, pentru că omul acesta nu poate să scoată bani din piatră seacă. E bine de știut că în 2004-2008 Consiliul Județean Vaslui, din cele 5 județe din Nord-Est, a atras cele mai multe fonduri pe proiecte europene. Iar în țară suntem pe locul 2 sau 3. Deci noi am adus foarte mulți bani în județ pe proiecte europene. Când am spus noi, nu am spus Corneliu Bichineț. Pentru că așa se cam poartă ca unul care ajunge într-o funcție să confunde persoana sa cu instituția. Nu, eu am lucrat într-o echipă. Echipă din care fac parte și acum, îi drept cu un rol mult mai mic, că sunt doar vicepreședinte. Echipa în care am lucrat eu au fost oamenii Consiliului Județean, cei 93 de oameni câți erau atunci, și cei doi colegi, Vasile Mihalache și Buzatu Dumitru. I-am articulat. Acum, aș vrea să vă reamintesc că în actualul mandat 2008-2011 s-au realizat niște lucrări extraordinare în județul Vaslui, și o să vă spun câteva, pe baza proiectelor pe care noi împreună le-am făcut în mandatul trecut. Probabil în mandatul 2012-2016, pe baza proiectelor, o să vă le spună domnul Mihalache când vin, pe care le-am generat acum, vom lucra în continuare. S-a terminat cu odihna aceasta că așteptăm bani de la guvern, fie comunele, fie orașele, fie municipiile. Ia să luăm de exemplu Bârladu. Era la Bârlad o grupare până acum 6 luni de zile foarte productivă. Un primar pe care l-am susținut întotdeauna noi, Consiliul Județean, nu spun de la ce partid făcea parte, pentru că face parte din același partid și acum, Titi Constantinescu. L-am lăudat pe la toate emisiunile de radio, televiziune, în toate atitudinile publice, am spus numai lucruri bune despre el și despre viceprimarul
Bârlatului, Adrian Solomon. Care acum e deputat. Care a ajuns deputat pentru că partidul său i-a dat posibilitatea la o vârstă de 25 de ani să fie viceprimar. Și el, fiind inteligent și harnic, s-a apucat de treabă, n-a fost comod și a câștigat detașat mandatul de deputat. Unde, deși unii nu îi apreciază verbul, unde în Parlamentul României el este o voce distinctă și este purtător de cuvânt al grupului parlamentar. Deși este un parlamentar foarte tânăr. Eu, din toți politicienii județului Vaslui, am identificat pe câțiva, și o fac și acum, nu sunt în partid la mine doi dintre ei, foarte buni. În primul rând, cel mai bun, din punctul meu de vedere, este Adrian Solomon. Am să, dacă avem timp, o să-i explicitez. Deci, el... Cel mai bun ca politician sau ca parlamentar? Ca parlamentar. Ca parlamentar. Nu. Nu cred că o să am nesimțirea să spun că cel mai bun sunt eu. Nu fac treaba aceasta. Dar tu poți să o faci. Îi lăsați pe alții Așa. Altul bun este Florin Ciurariu de la Liberali, profesor, fost inspector general. Dar nu-i parlamentar. Nu, dar este om politic. El nu, este simplu consilier local, dar este om politic care conduce un partid bun și omul acesta nu este corupt. Eu apreciez foarte mult pe oamenii care nu a putut nimeni vreodată să spun că a furat ceva sau a făcut-o fără de lege. S-au mai remarcat Iacomi George, consilier județean, pe care aș vrea să-l invitați la o emisiune. Are dezavantajul că are 1,50 m înălțime, dar este foarte bun. Jurist la Agva Vas Bârlad. Am mai văzut un consilier județean bun, Alin Juverdeanu, și dintre parlamentari, eu în continuare îl apreciez pe Victor Cristea. Nu trebuie să semănăm la... Pentru că a fost câțiva ani buni primar al orașului Vaslui și în Parlamentul României atunci când ia cuvântul, pentru că nu, în Parlamentul României nu e cuvântul când dorești tu așa. Sunt ierarhii, sunt 3, 4, 5 mari care monopolizează absolut tot timpul. El pomenește de Vaslui, de județul Vaslui, de Bârlad, de Huș și de Negrești. Și o apreciez și pe doamna Silistru, senator al Partidului Social Democrat. Singura dată când nu mi-a plăcut de ea, atunci când a lăcrimat. Dar, în rest, a fost trecut în toate statisticile Senatului ca fiind unul dintre cei mai prezenți oameni la lucrări, că nu poți să-i apreciezi pe cei care dorm acasă și să duc și eu salariul la sfârșitul lunii. Și a avut cele mai multe intervenții în plen la comisii din parlamentarii județului Vaslui, inițiative legislative și amendamente. Nu știu ce faci acum la buget. De acord și nu prea cu dumneavoastră în ceea ce vrește aceste nominalizări, dar cu preferințele lui. Domnul Saizu, nici dumneavoastră vreți să ascultați un punct de vedere. Eu nu știu care este grila pe care dumneavoastră, prin care dumneavoastră categorisiți oamenii politici. Pentru mine, cel mai important om politic de la București este cel care se raportează la județul care l-a trimis parlamentar. Păi noi, județul Vaslui... Corect, eu zic că cel mai important om politic e cel care face ceva, într-adevăr, pentru județul ăsta. Nu doar că ia cuvântul la tribuna Parlamentului și atât. Domnul Saidu... Politicianul ăla care ridică o problemă și în următoarea perioadă problema aia e rezolvată. Da. De oameni din ăștia am cam dus noi lipsă în ultima perioadă. Am dus lipsă și vom duce lipsă. Atâta timp cât în județul Vaslui vin oameni de la centru și unii dintre ei au privilegiu după aceea să ajungă miniștri datorită voturilor vasluienilor. Și vă dau un exemplu. Marian Sârbu. Cine a făcut Partidul Social Democrat pentru acest om? De două ori l-a nominalizat ministru. Eu eram senator la Comisia de Muncă a Senatului, Buzatu Dumitru, deputat la Comisia, secretar eu la Senat, secretar el, a fost vicepreședinte deodată la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților. Sigur că am colaborat cu Marian Sârbu. L-au trimis după Ana Birșel, cea care a avut niște apucături cu gura
prin anumite automobile, nu știu dacă a fost așa, și a ajuns el deputat de Vaslui. Și după câteva luni de zile s-a gândit să-și facă un alt partid. Să meargă la alt partid, la UNPR. Ei da, dar din acest partid își ajută oamenii. Ei, din aici am vrut să ajungem. Ia să vedem cum și în ce fel. Păi că eu nu știu. Păi vă dau câteva exemple de primari care cochetează cu UNPR-ul. Și cu ce s-au ales? Și care au primit finanțări destul de consistente la una dintre rectificările bugetare. Sume consistente în comparație cu cele de la Consiliul Județean, adică 300 de milioane de lei vechi sau 100 de milioane în comparație cu 3 miliarde cum s-au dat pe la pădureni, pe la perieni, 1 miliard pe la Crețești sau pe la primarul la Bogdănița. Au primit oamenii ăia niște fonduri, nu? Și am înțeles că vor mai primi până la sfârșitul anului la fel de mulți bani. Păi, domnul Saidu, înseamnă că și la fel sume de bani se promit și celorlalți primari care sunt de acord să sprijine UNPR-ul în perioada următoare. Păi chiar am discutat cu primarii în sensul acesta și au primit promisiuni. Recunoaște și domnul Ionel Constantin, președintele UNPR-ului la nivel județean, că într-adevăr se discută cu unii primari și că aceștia vor fi sprijiniți. Dar n-ar fi mai bine, domnule Saizu, stimați telespectatori, ca Ionel Constantin, pe care îl și salut de altfel, să-și facă domnia sa, organizații locale și își promoveze oamenii care să candideze și să-și facă primari? Nu cumva tu îmi sugerezi că trebuie să-i apreciem pe cei care fug de la un partid la altul? Nu, nici de cum, dar eu păi vă spun nu, domnule, că stați un pic. Păi cum vine treaba aceasta? Vă spuneam doar că Marian Sârbu până la urmă și-a sprijinit oamenii din colegiul domniei sale. Domnul Marian Sârbu, n-am o pasiune pentru el. Nu prea a mai venit prin colegiul. Asta așa care e. La colegiul Murgeni. De acord cu eu am sprijinit atunci pe altcineva, pe Anca Petrescu, arhitecta care a făcut Casa Poporului. Și a câștigat Marian Sârbu. Nu că era mai bun el, pentru că PSD-ul cu Țibulcă, cu Buzatu, cu tot, cu Ciprian, consilierul județean și cu alții, au tras cu Remus Mitrea, au tras și l-au scos parlamentar. Bun, l-au scos parlamentar. Păi ce trebuia să facă Marian Sârbu? Să tragă pentru partidul său. Ce trebuia să facă domnul Oprea? Să tragă pentru partidul său. Păi stai mă, oleacă, cum vine treaba aceasta? El este ministru apărării naționale, deci cel care stă cu pușca la graniță. Păi ce încredere pot avea eu într-un ministru care fuge imediat de la partidul său la alt partid? Păi când vine dușmanul, eu am încredere că ăla mă apără pe mine? El fuge la dușman, măi, înainte. Lasă pușca și vine cu brațele deschise. Eu ți-aș sugera. Vedeți că primarii nu gândesc așa. Nu, domne. Adică mi-ai dat exemplu primarul Bârladului. Eu promis marea cu sarea și cei de la PDL și cei de la UNPR. Și Betu Titi Constantinescu, care, repet, nu e un cretin. Nu știu cum a fost zăpăcit și s-a dus la întâlnire. Ba cu Anca Boagiu, ba cu doamna Udrea, o sărutau și pe față și pe dos, nu știu cum s-o sărute mai mult. Și din toate promisiunile care s-au făcut acolo, s-a îndeplinit ceva? Se face canalizare în Podeni? Păi, poate se va face la anul. Se asfaltează Republicii pe Bârlad? La anul. Și la mulți ani. Nu așa, băi, fraților. Domnul Bichinez, lasă-mă că astăzi vreau să fiu de campania electorală. Dacă le facem acum, uită oamenii până la anul noiembrie. Păi noi ne jucăm cu poporul acesta, îl îmbălsămăm 6 luni de zile înaintea alegerilor. Se pare că da. Păi nu, că poporul nu este un popor de troglodiți aici, nu este Etiopia. O să vezi că la anul, pe vremea aceasta, când vor fi alegeri, tot PDL-ul va câștiga. Nu știu, n-am eu de unde să știu. Vasluienii vor vota întotdeauna și au votat întotdeauna cam cum trebuie. Da, și ce folos? Ei, băi, da, și vrei acum când să... Întotdeauna să, oamenii să, au votat ce trebuie și a ieșit altceva. Să voteze vasluienii și pentru cei din Cluj, unde sunt cei mai mari deștepți din lume, dar ei iau 6%, 10%. Eu nu fac propagandă pentru niciun alt partid. Sunt în Partidul România Mare. Partidul România Mare a avut un urcuș extraordinar în 2000, o stagnare și, pe urmă, a mai pierdut din electorat. Vom vedea în noile condiții cum se va derula cu partidul nostru. Dar să revenim la primar. Mi l-ai dat exemplu pe Temistocle de Iaconu, căruia i-am cununat și băiatul. Păi, domnule Temistocle, vreau să
bate până la pădurenea asta? Da. Dom'le, cum vine treaba aceasta? Nu ți-a dat Consiliul Județean dumneata bani? Când ai făcut străzele, clubul, casa de cultură, ștrandul, toate aducțiunea cu apă. Cine ți-a dat bani? Nu Consiliul Județean? Și dumneata bați pe la ușa lui Oprea, acum, ca un unul care e la primul mandat, păi te-a ales comunitatea aceasta, că ei foarte bun, domnule, și foarte gospodar. Și noi te-am considerat primarul numărul unu din lumea rurală a județului. Eu nu cred că domnul Temistocli s-a lăsat zăpăcit de 1 miliard, 2 miliarde pe care i le-au promis cei de la alt partid ca să treacă în altă parte. Că dacă el a făcut treaba aceasta, eu îi interzic să mai zică cu mătru. Domnul vicepreședinte, sunt primari care au semnat acele dosare de candidatură, documentele acelea în alb pentru UNPR. Sunt perduți. Și sunt suficienți sunt primari și județul Vaslui, în marea lor parte de la PSD, pentru că cei de la PRM, de la dumneavoastră, au rămas fideli PDL-ului deocamdată. Băi, nu știi tu cui au rămas ei fideli. Eu țin legătura cu fiecare. Și cu Anton de la Munten de Sus și cu Pecheanu de la Drânceni, cu cel de la Boțești. Păi Anton, Pecheanu și cu cel de la Boțești sunt mai prezenți la ședințele PDL-ului decât e un membru PDL de 20 de ani de zile cu vechime în partid. Mi-e greu să te contrazic. Iar cel de la Boțești mai mult imediat spune că el chiar a primit finanțare de la acest guvern portocaliu și că a făcut foarte multe investiții în comun în acest mandat. Domnul Saezu, guvernul portocaliu nu e guvernul unor localități, este guvernul României, domnule. Nu, e guvernul acelor localități care sunt ale PDL-ului. Nu, păi nu-i corect. Și s-a demonstrat așa clar lucrul nu-i acesta. Ei, lumea îl va sancționa pentru împărțirea discreționară a banilor. Adică dacă un primar e serios și harnic și stă la partidul său, ăla trebuie să fie văduvit, fie de Consiliul Județean, că nu e la PRM sau la PSD, fie de guvern, că nu e la PDL sau la UNPR. Nu sunt formule de calcul, nu sunt proiecte în derulare. Eu trag nădejdea că am să prind și fac tot ce depinde de mine și ca președinte de Consiliul Județean, dacă ești cinstit, poți să ți-aduci aminte că n-am nedreptățit pe nimeni. Am fost cât se poate de corect, chiar cu riscul de a duce o viață foarte amară în interiorul. Eu cunosc foarte mulți primari de la PSD care și acum vă laudă activitatea de pe vremea respectivă și spun că au avut o colaborare mult mai bună cu dumneavoastră decât în celelalte legislaturi când au fost alți președinți. Dom'le, foarte frumos. Primari de la PSD care acum au președinte de Consiliul Județean. Foarte frumos din partea lor și vreau să le mulțumesc pentru părerea bună pe care o au despre mine și să le reamintesc că n-au făcut absolut nimic pentru mine în 2008. Le-a dat Dumitru Buzatu ordin, PSD, peste tot. Și m-au trântit. Așa că vorbele, cum spuneai dacă tu... Dacă știau ei că cum stă treaba, poate că făceau ceva și, dar pentru, cum stă treaba? Și pentru dumneavoastră. Nu, pentru mine a făcut PRM-ul și oamenii independenți și corecți ai județului Vaslui. De asemenea, m-au indus în eroare foarte mult și îi avertizez și pe alții care cred acum că sunt pe val, m-au indus în eroare cei de etnie romă, care nu m-au susținut cu absolut niciun vot. În afară de Țiru, care este foarte corect și probabil că el m-a votat, ceilalți au votat PSD-ul. Pentru că PSD-ul prin mijloacele pe care le-a avut, a putut să ofere mai mult decât un simplu cetățean, Corneliu Bichinez. Da, apropo de Partidul România Mare și de ce vorbeam mai devreme de domnul Constantinescu, în ultima perioadă umblă zvonul că primarul Bârladu e al candidat la viitoarele alegeri din partea PRM-ului. Nu, primarul Bârladului, dacă partidul său va ajunge la concluzia, Partidul Social Democrat, că el intră în limitele normalului, va candida tot de la Partidul Social Democrat. Păi nu am văzut că PSD-ul și-a desemnat deja alt candidat la Bârlad, pe domnul Solomon. N-aș vrea să intru eu în chestiuni interioare ale PSD-ului. Nu, dar vă văd așa mult mai realist decât cei de la PSD și analizați problema mult mai cu picioarele pe pământ. Domnule, eu vreau să-ți spun că Solomon este bun în Parlament. Nu bun, foarte bun.
El nu putea să fie foarte bun sau bun dacă nu era în partidul său. Partidul cel mai important, mai puternic din județul Vaslui, să nu ne amăgim, este Partidul Social Democrat. Solomon, dintr-un profesor bun, a fost promovat de partidul său cu sprijinul celor 5 consilieri de la Bârlad ai Partidului România Mare. A fost viceprimar, un viceprimar, repet, foarte harnic și pe urmă a mers în Parlament. Dacă el va dori să candideze pentru primăria Bârladului, sigur că va avea de luptat cu cine? Cu cel care i-a fost primar și, culmea, nașul său. De asta, uite, la mine au venit mai mulți, să-i cunun, pe care i-am văzut foarte bune, așa, discret i-am refuzat. Uite, acum, o situație absolut halucinantă. Nașul, Constantinescu, trebuie să înfingă cuțitul în gâștereață finului, finul, deputatul Solomon, trebuie să-i toarne o travă în mâncare lui Constantinescu, că între cei doi înțeleg, nu știu cine i-a, dracu i-a învrăjbit așa, de au ajuns într-o coliziune absolut neproductivă. Și s-ar părea ca bârlădenii, s-ar putea ca bârlădenii să le dea o lecție la amândoi, să-i trimită 4 ani de zile la odihnă, acasă sau în altă parte, că există și variante, știi Buzatu mai bine, să-i trimit în altă parte și să câștige un om din altă formațiune politică sau alt om de la PSD. De unde au scos-o ei când Bârlad, în afară de Constantinescu și Solomon, nu mai sunt oameni? L-ați auzit pe Vasile Pavel la Vaslui să facă afirmații de acest gen? Și la Vaslui nu există un astfel de conflict cum există la Bârlad. Nu, domnule, îți spun eu de ce. Pentru că Vasile Pavel a fost viceprimar, viceprimar suferind al unui primar, Cristea, care nu prea lăsa restitii, l-a lăsat să zburde pe tânărul Adrian Solomon. Ori Vasile Pavel a fost un bun executant, a strâns din dinți, cunoaște străzile, oamenii, instituțiile și când a intrat primar a făcut proiecte. Unele le-a preluat de la Cristea, că așa este corect, primăria în care s-a mutat el, în una dintre cele mai frumoase din Moldova, n-a făcut-o Pavel. A făcut-o Cristea. Știi că nu-i pentru cine se pregătește, este pentru cine să nimerește. PSD-ul a fost corect cu Victor Cristea și l-a trimis în Parlament. Nu l-a trimis acasă. Avea cum să o facă și treaba aceasta. Și a ajuns Pavel primar. Am văzut și eu sondajele. Apropo, când ai să ai posibilitatea să pui sondajele pe masă? Sondajele pe care ți le dau cei și pe care scrii tu. Să le pui pe masă și să le interpretăm. Eu am publicat în ziarul Obiectiv niște sondaje făcute de Infomas la cererea Partidului Social Democrat, la cererea Uniunii Social Liberale. Sondaje care dădeau drept câștigător la viitoarele alegeri la Consiliul Județean pe colegul dumneavoastră Dumitru Buzatu. Și pe mine cum mă dă? Iar la primăria Vaslui pe domnul Vasile Pavel. Pe mine cum mă? Ia mai vezi tu cu sondajele. În primul rând, dumneavoastră vă dădeau pe locul 2 la primăria Negrești. Extraordinar, domnule. Extraordinar. Deci, atât de nerecunoscătoare poate să fie populația județului, încât eu și la Negrești ies pe locul 2. Păi, eu vreau să corijez această chestiune. Cheamă-l pe Dan Marian să-ți pună sondajele. Este probabil și dorința lui. Să-ți pună sondajele pe masă și știi populația județului. Omul cel mai, cu notorietatea cel mai mare, cu popularitatea cea mai mare, și care a luat cele mai multe voturi în județul Vaslui, este Adrian Porumboiu. La toate celelalte tabele, pe locul următor, nu candidează, este domnul Corneliu Bichinescu. Și am încheiat subiectul ăsta. Deci pe mine, numai Adrian Porumboiu m-a luat, pentru că are și argumente. Eu nu mi-am exprimat nicio intenție de a candida undeva. Și locul 3 după dumneavoastră? Nu știu, nu mă interesează. Cum nu? Păi nu. Domnul Buzatu pe unde e? Nu știu, nu mă interesează. Să vii cu caietele. Ei iau câte un caiet, ia să ceri datele de la primarul Hușului, de la primarul Constantinescu și de la Dan Maria. Și domnul Buzatu, dacă le are, să le pună și el pe masă. Eu nu am exprimat. Am spus eu că voi candida la Consiliul Județean? Am spus eu că voi candida la primăria Negrești? Am spus eu că voi candida la Parlament?
Adică lumea nu mai poate de probleme. Nu, dar li s-au dat oamenilor acolo niște variante. Domnule, Bicineț ar candida la primăria Negrești. Când va face Corneliu Bicineț sondaje de opinie, atunci discutăm. Dar ceilalți, le-am cerut eu să mă treacă acolo. Revenim la primarul Vasului, ca să nu lăs lucrurile în coadă. Da, eu aș vrea să revenim un pic la Bârlad ca să finalizăm discuția. Vă rog, cum... Două întrebări mai am legate de Bârlad. Dacă dumneavoastră, dacă s-ar ajunge în situația de a candida Constantinescu din partea PRM-ului, dacă ați fi de acord cu astfel de candidatură, și doi, ca politician cu experiență, cum ați rezolvat dumneavoastră conflictul de la Bârlad între cei doi social-democrați, Adrian Solomon și Constantin Constantinescu? O va rezolva Dumitru Buzatu în cel mai scurt timp. Are pârghiile, mână, este președinte de partid, de experimentat, are partid bun, a avut niște reacții foarte bune acum la București, când toți au spus dați-l pe Joana afară, Buzatu a zis, stați pe ei, mai păstrați. Acum, nu cred că la București își apăra oamenii și în județ ia lungă din partid. Că așa se spune, vai de Baciu, vai de păstorul, căruia-i fug câinii de la stână. Dulăie, să nu zicem câine. Nu-i treaba mea. Iar Constantinescu nu va candida la Partidul România Mare. Pentru că nu vrea el. Dar nu că n-am vrea noi. Dacă s-ar ajunge în situația asta, ați fi de acord? Ați accepta o astfel de candidatură? Nu, eu cochetez și mă străduiesc să-l aduc la Partidul România Mare să candideze pe fostul procuror Mihai Nicolae, care mi-a fost coleg, un om integru, puternic, incoruptibil și foarte serios. Să vedem și dacă credeți reușim. Că are vreo șansă în fața celor doi, Constantinescu și Solomon? Bineînțeles. Băi, dar n-am mai face alegeri. Dacă noi am crede, domnule, tot Băsescu iese, domnule. Tot Constantinescu iese. Dar ce au stea în frunte? Păi da, acolo la București o să fie Băsescu și la Vaslui și dacă n-o să fie. Dumitru Buzatu cu și dacă Adrian n-o Solomon la Bârlad sau Constantinescu. Băi, și dacă n-o să fie ăștia și o să fie alții. Păi dar atunci vii să mai duc oamenii la vot. Să duc așa ca să... Băi, ăștia au câștigat din oficiu. Domnule, înainte de alegeri în 2008, poate știi, Bichinez, băi, bă, toți îl votăm pe Bichinez. Și când colo? Nu, în alegeri ai de-a face cu oameni. Și oamenii au interese, au obligații, au aspirații, au simpatii, au antipatii față de anumiți oameni politici. Eu nu mă... Am 55 de ani, eu sunt copil să mă îmbăt. Adică, cum ți imaginezi că Bârladu asistă pasiv așa că cei doi care până mai ieri mergeau peste tot împreună, deodată au ajuns adversari. Se gândesc, băi, nu, cumva e vorba de bani, de interese, de meschinării, de răutăți. Eu le-am spus și la o emisiune ieri, la radio, le-am zis, băi, nu vă este rușini, vouă, la amândoi, și să vă apucați de treabă în partidul care va... Și erați voi, măi, fără PSD. Ce era Constantinescu? El a mai candidat și de la PNL, de două ori, și dacă nu se ducea Buzatu și a stat o lună de zile în Bârlad și a tras pentru el cu alți 20 de oameni, și acum era un aspirant pe acolo, să dea cu doamna Monu la depuneri de coroană. Ce era Solomon fără PSD? Că au devenit niște deștepți de aceștia. Domnule, eu am candidat și independent în 96, la primăria Negrești. Și am fost foarte bine plasat. Am luat 850 de voturi. Al treilea am ieșit. Că am zis că sunt atât de puternic și de deștept și de iubit, eram director de liceu, încât eu n-am nevoie de partid. Independenții nu câștigă. În țara aceasta, singurul independent care a câștigat a fost cel care a fost președinte PSD, Oprescu, la București. Bine, ia să-l văd eu pe Constantinescu să candideze singur. Nici nu puteți să spuneți asta acum că vă ajută foarte tare PRM-ul pe dumneavoastră, pentru că... Bă, ăsta e partidul meu. S-a izut. La Vaslui lumea încă, știe de Corneliu Bichineț, nu de Partidul România Mare. Dom'le, ăsta este partidul... Și în sondaje, niciunde n-am văzut trecut prin un sondaj Corneliu Bichineț la PRM, ci simplu Corneliu Bichineț. Domnul, și de la PRM? Deci fii atent aici. În general, bărbații se căsătoresc la o anumită vârstă, la 28, la 30 de ani, la 25 de ani, la 40 de ani, cei dilimani ca mine, așa. Băi, ce se întâmplă? Se căsătoresc cu fete cam de vârsta lor, sau mai mici, un pic. După nașteri, soțiile se mai îngrașă,
mai prin niște riduri datorită comportamentului dur al nostru, mai bem, nu venim acasă, bani sunt puțini, ce fac mârlanii mai? Încep să-și bată femeile, încep să-și caute amante de-astea cu ața prin cur de 17-18 ani, încep să facă figuri și să se creadă foarte frumoși. Un mitocan îl vezi imediat cât valoare are după ce îl pui într-o funcție. Imediat începe să-și lase nevasta și să o... Așa se întâmplă și cu partidele. Partidul meu m-a ajutat să ajung senator al României, deci n-am ajuns de capul meu că am candidat la Negrești Independent, ce nu am luat. M-a ajutat să ajung prin negocieri președinte de Consiliul Județean, tot prin negocieri vicepreședinte de Consiliul. Băi, când PRM-ul voi vedea că nu mai are niciun suflu, atunci o să văd eu ce am să fac. Deocamdată ăsta e partidul și te rog pe tine ca ziarist cu mare experiență și uneori cinstit că ai și fulgurații de acest gen. Saizu, să-i apreciați pe cei care trag pentru partidele lor. Ăștia sunt buni. Care, sigur, când partidele lor se duc în râpă la fund, oamenii se pot reorienta. Ajungem de la Bârlad, pentru că ai zis că mai îmi pui două întrebări. Am terminat cu Bârladul. La Vaslui. Dom'le, am avut o bucurie extraordinară la depunere de coroane. Pe întâi, ați fost și voi. Să vezi cât de frumos a organizat Vasile Pavel cu cei doi viceprimari. Are unul foarte bun, Neacșu. Și celălalt e bun, dar că am vrea să iasă la televizor. Și unde prinde un prezidiu, țuști și el acolo. Mă rog, dar Neacșu, jos pălăria. Dom'le, să vezi cât de frumos, elegant, cu steluțe, cu astea, stegulețe la copii, pe urmă de puneri de coroane, făcut Vasile Pavel. Un spectacol pe care l-am făcut împreună, pentru că de ziua Unității Naționale nu trebuie să stea PSD-ul într-o parte, PNL-ul într-o parte, PRM-ul pe la ușă, UDMR-ul în poț, așa mă. Bă, dacă suntem în țara aceasta, lăsăm securea războiului măcar de 1 decembrie. Și eu vreau să-l felicit și pentru spectacol, numai că și lui Vasile Pavel îi place ca la spectacole să urce pe scenă. Vasile, nu mai urca pe scenă că nu ești Dolănescu. Păi dacă eu, Corneliu Vichineț, eram președinte și nu eram primar, eram președinte de numărul 1 al județului, mai văzut pe mine mergând pe la spectacole să-ți cuvântări? Păi Vasile, vezi de drumuri, lasă-l pe Onciu acolo, pe... Da, primar bun. Și cred că tot el va ieși la Vaslui. Scurt. La Huș? Că am fost la Bârlad, am venit la Vaslui, merge și la Huș. Dom'le, păi ne-am programat. Discutăm frumos, discutăm despre județul nostru, care e un județ, cum să spun, căruia eu îi văd un viitor bun. Pentru că aici se face agricultură, aici se vezi că în județul Vaslui va fi mai bine, măcar mai avea lumea ce mânca. Băi, la Huș... Poate măcar la Huș candidează Ciupilan pentru PRM. Nu, nici într-un caz. Domnul Ciupilan a ajuns din consilier județean, un consilier județean căruia Dumitru Buzatu i-a dat aripi ca să mă atace pe mine. La toate ședințele, domnul Buzatu, fiind foarte abscons el așa, ca să nu mă atace direct, îl punea, deci stabileam bugetul. Auzi, domnul Buzatu, că eu sunt corect. Așa, făceam bugetul împreună, eu cu el, cu Mihalache, cu Anton și cu Nistor, și domnul Buzatu îl punea pe Ciupilan să vină cu amendamente, deci ăsta era, că nu îi trecea lui Jean prin cap, acum s-a făcut deștept. Așa, și vine cu amendamente să luăm 2 miliarde de încutare lucruri și să le dăm la Dimitri Cantemir, Duda Epureni, știu exact, le-am pe de rost, așa. Sigur că eu fiind în minoritate, domnilor, e trist să fii bun, să fii puternic și să ai puțin consilieri. Ești la mâna celor mai mulți. Clar. Vrei să faci ceva, dar nu poți. Doamne, ce să spun? Am și sunt coleric. O trebuie să înghit. Am înghit foarte multe. Și sunt dispus să nu prea mai înghit. În sfârșit. Acum, deodată, Jean Ciupilan a vrut să fie primar. I-a dat tot sprijinul Dumitru Buzat. A vrut să fie și senator, mai înainte de a fi primar. Și cred că ar fi fost un senator bun. Cum și ca primar e bun. Clar. Ei, acum, cum s-a întâmplat? Ce s-or fi fost între ei? Nu-i mai place de PSD.
Și a avut și tărie într-un fel să spună că va candida de la alt partid, de la PDL. Ce trebuie să facă Dumitru Buzatu acum? Să dea cu rod de pământ? Nu, mă. Își va alege alt candidat la Huș. Și se va bate cu Jean Ciupilan. Dacă Hușul îl va alege pe Ciupilan, va fi la al doilea mandat. Dacă alt candidat de la celelalte 5-6 partide o să fie capabil să vină cu un program, nu. Am mai auzit la Negrești un cretin care vrea să candideze și, domnule, când va fi campania, eu am să știu ce să spun despre fiecare. Deci în capul lui de ticălos vrea să-i picteze, să-i bârfească, să-i văruiască pe toți. Nu ce poate el să facă. Stimați ascultători, nu mai alegeți panglicari, găinași și potlogari. Alegeți oameni care vin în fața dumneavoastră și spun, măi, eu pot să petruiesc strada asta, pot să repar cinematograful acesta, pot să aduc apă aici și mai ales nu voi fura din ce vă aparține. Asta este treaba. Credeți că mai sunt astfel de candidați? Da, și ai impresia că s-au terminat oameni corecți și cu caracter în țara aceasta? Au apărut. Dar poate cei care sunt corecți și cu caracter sunt dezgustați de ceea ce se întâmplă în politică, nu. Și nu au curajul să intre în politică. Să intre în politică. Politica nu e apanajul a 5-6 oameni din județ. Cine a scornit? Că nu se poate fără Mihalache, nu se poate fără Bichineț, nu se poate fără Buzatu. Păi, dar ce se poate? Păi chiar unii dintre acești oameni. Nu e adevărat, domn. Nu este adevărat. Ceaușescu, Dumnezeu să-l odihnească, care a fost, cu păcatele lui, un conducător mai bun decât ăștia. El a introdus, a înșurubat în mintea românilor, băi, că de ăștia nu mai scăpăm niciodată. Și uite, în 89, când s-a înfuriat poporul, i-a spulberat din nou, nu i-a mai găsit nimeni niciodată. Ca să concluzionăm cu acești primari care s-au dus pe la alte partide, la PDL, la UNPR și așa mai departe, fie ei de la PSD, PRM, PNL, au vreo vină? Sunt ei vinovați de ceea ce au făcut? Pot fi numiți ei primari trădători? Sau e bine că au făcut ceea ce au făcut? N-aș fi atât de dur. Eu accept. Eram senator. Și vineau la București primari din județul Vaslui și din țară, pe care îi primeam și mergeam cu ei pe unde aveau nevoie, de la toate partidele. Niciodată nu i-am spus, băi, vii la mine, merg cu tine, dar tu treci la Partidul România Mare. Mie mi-au ciugulit, era Manoli președinte atunci, mi-au ciugulit pe primarul de la Dumnezeu și am zis, am și eu doi primari, lasă-i, trei avem atunci, lasă-i acolo și vezi de treaba dumitale. Și de asta n-are ursul coadă, cum se spune. Primarii merg la ministere. Merg pentru că e bine de știut că ministerele actuale au monopolizat și, cum spuneai înainte cu jumătate de oră, dau bani numai la comunele și localitățile unde au primari PDL. Am văzut că cam vine Duba și e cam saltă în perioada aceasta. Nu e exclus să treacă și prin județul Vaslui. Așa, ca o vâjâială spre Suceava. Și atunci mai vedem noi. Că am văzut unii se duc prin sondaje, se proclamă candidați. Stați liniștiți, mai este un an până la alegeri, băieți. Și nimeni nu moare de dragul vostru. Deci primarii merg că au nevoie multe. Sigur că, intrând la un ministru, sigur, ești un pic copleșit, că nu orice om intră la un ministru. Și atunci el încearcă ministrul respectiv. Băi, n-ar fi mai bine. Păi da, ai impresia, domnul Saizu, din 2000 până acum, câte propuneri nu mi s-au făcut mie lui Corneliu Bichineț? Și tu m-ai întrebat, pentru că ți-am spus, ai momente când ești foarte cinstit, nu știu ce-ți vine. Așa. Când mă întrebai, domnule, e adevărat că vă duceți în cutare sau în cutare? Și loc? Să vă întreb și astăzi. Și o să mă întreb. Domnul, nu mă duc nicăieri, mă. Îmi văd de partidul meu, să vedem ce vrea partidul meu cu mine. Că deocamdată m-au lăsat așa, membru de partid și atât. Eu nu pot să o fac pe-a prost. Nu pot să fiu unul în turmă. Îmi place munca, seriozitatea și vreau să fac ceva în viața aceasta. Asta mi-am dorit. N-am nevoie să aspir la lucruri halucinante, dar unde am mers, dacă merg în București, pe o stradă, uite, dragă, domnul Bichineț de la PRM, pe cuvântul meu, dacă nu. Am fost cu domnul Buzatu în Delta. Și vorbeam noi mai tare, așa, cu mai mulți. Și erau la o reuniune. Și pe mine m-au cunoscut.
Păi și în condițiile astea, dacă PRM-ul... Nu pie! Dacă PRM-ul decide să vă lase simplu membru și să nu fie de acord cu vreo candidatură de dumneavoastră la Consiliul Județean sau oriunde în altă parte, dumneavoastră ce faceți? Rămâneți tot la PRM? Domnule, cred că PRM-ul nu va face treaba aceasta. Păi, față dumneavoastră a demonstrat PRM-ul cu vârf și îndesat că a greșit. A fost o neînțelegere. Deci, acum vrei să vorbești de funii în casa spânzuratului? Vrei să învârți cuțitul în rană? Cum crezi că m-am simțit eu după ce am obținut cel mai mare scor din țară? Filiala Vaslui, nu Bichinez, filiala Vaslui a obținut o treime din voturile partidului. Consilieri locali, orășănești, municipali, primari și așa mai departe. Și m-am trezit dat afară. A fost o neînțelegere. Asta e situația. Am fost reprimit. Dom'le, voi v-ați gândit la Joana asta, săracul? Eu nu îl simpatizez pe Joana. L-am votat, că așa ne-a cerut Vadim, eu sunt un om disciplinat, în turul 2 l-am votat pe Joana. Dom'le, cum vine treaba așa? Din președinte de partid, din președintele senatului, al doilea om din stat, să te duci să străgi, hai la Harbuș, prin Dăbuleni pe acolo, sau unde? În Dăbuleni, da. Nu, eu nu accept treburile. Nu sunt pentru măsuri radicale. Adă-l pe om la judecată, întreabă-l, el îl cheamă la judecată și când a ajuns Joana la senat, ăia tocmai îl judecază. Știi cum l-am văzut pe Joana? Păstrând proporțiile. Ca pe Sfântul Andrei, așa. Cel care a creștinat pe românii. Dom'le, iată încât de pervers am fost și noi și creștinii la momentul cu Sfântul Andrei. Nu l-au bătut în ținte, numai l-au crucificat, l-au legat ca să fie durerea mai mare cu ață, cu sfoară, curgea și roia sânge, stăteau mii de creștini, dar unul n-a ridicat un deget, să pună mâna pe un par, pe o sabie, pe o securi, să taie ața. Așa și cu Joana. Domnul Ilescu i-a pregătit cuile, că el e bun așa la pregătit țintele, le-a dat câte un cui la cei 40 de oameni să voteze. Năstase vinea și el cu ciocanul pregătit să le bată, dar vă câțiva au aruncat cuile. Oricum, Joana a contribuit din plin la nenorocirea asta. El și-a cioplit prin declarațiile lui, și-a cioplit crucea, domnule. El parcă făcea, îl mânca undeva, făcea tot ce depinde de el că ăștia să-l dea afară. Și a și spus, la urmă a devenit deștept, bă, mă dați afară. Dar prediți a doua funcție în stat. Acum, a doua funcție în stat e pe mâna lui Blaga. Blaga este un bun organizator, e sever, vor veni parlamentarii la ședință și asta e bine, și vor trece toate ordonanțele și legile lor. Dacă vor să facă și regionalizarea, o fac. În contextul ăsta nu mai are rost să vă întreb de lupta pentru Consiliul Județean, cum o vedeți. Deci, voi candida pentru guvernator. Bă. Vezi pe altul mai bun? Nu, eu vreau să vă întreb cum vedeți lupta pentru Consiliul Județean între să vedem. PSD, PDL, PRM, nu știu. De fapt USL. Nu știu. Nu suntem în campanie electorală. Vine acuși, îi întreabă tu de Sfântul Neculai ceva. Cum trebuie să ne ducem pe la școli și le cer primarilor acum și îi rog să meargă în școli, în grădinițe, să ducă portocale la copii. O să mai facem o emisiune de sărbători, ați promis lucrul acesta. Să-mi întreabă, mă, de Crăciun, te invit la Crăciun să vezi cum am împăcat o fanfară eu din banii mei, din salariul meu și o orchestră și le fac la tinerii din Negrești 3 zile de Crăciun și 2 zile de anul nou și toți banii care iese îi vor lua ei. Întreabă-mă cum primesc curătorii, cum știi că vii și tu cu atâția ziariști frumos. Ați împăcat o fanfară să ce? Să le cânte la obiceiurile de iarnă. Nu, eu nu pot să nu mă duc nici la Paris. Cu cât cheltuiesc eu în o gradă în ziua de anul nou, pot să-mi fac vacanța în Caraibe undeva. Stau acasă, am copii mici, i-am învățat să uri, să meargă cu copoțelul și ei pe la geamurile altora, că așa se face și să anunțe pe toată lumea că vine un an nou și ne dorim să fie unul mai bun. Vestitele butaie cu vin ale dumneavoastră tot ai să vezi anul ăsta sunt vin. Pregătite? Să vezi tu ce vin am făcut. 8.000 de litri de vin am făcut. Tot așa pe denumiri? Da, am scos politicienii. Acum fac denumirile numai din ziariste, din femei celebre din România și deasupra o să pun o parașută guvernamentală. Aici va fi ceva nou anul acesta. Da, nou. O să... Deci nu vorbiți despre lupta pentru Consiliul nu Județean? Nu mă interesează.
Și n-are Consiliul Județean conducători acum? Are, da. Trebuie schimbați, na, așa e legea. O să-i schimbăm la alegeri. Deci dumneavoastră considerați că o să fie sau nu o regionalizare? Nu va fi, pentru că ar fi o tâmpenie foarte mare. S-ar, asta așa e, dacă PDL-ul își dorește? Nu, PDL-ul acum este tributar și dependent de UDMR. I-a dat Secretariatul General al Guvernului, eu am colaborat foarte bine cu doamna Andreescu, a fost șefa oficiului Migrări, Forțe de Muncă, o femeie bună, da? E ca s-a apucat de prostii și au dat afară. Și a dat funcția la UDMR. UDMR-ul nu va dori regionalizarea pentru că ei au alte obiective, să păstreze Harcovul, cele trei județe, Arghita, Covasna și Mureșul. Și vor un culoar în lumea aceasta, domnul Saizu, care vezi că euro o să cadă până la anul nou, se va prăpuji, se întâlnește Sarkozy cu Merkel, că lumea știe acum. Nu cred că e arde cuiva să aprindă fitilul care duce spre pulbere. Doar știm ce înseamnă treburile astea. Problemele economice sunt cele mai importante. Și astea trebuie să le rezolvăm noi toți. Pentru că mai avem puțin timp la... Am atacat pe cineva astăzi? Nu, n-am atacat pe nimeni, dar de regulă nu atacăm pe nimeni. De ce? Trebuia să vin cu doamna senator Silistru la emisiune. Ce ai făcut din amai? Nu i-am făcut eu nimic. Că nici eu nu-i făceam nimic. M-a anunțat aseară că nu poate să ajungă la emisiune. Eu o respect. Pe doamna am pomenit astăzi de ea și aș da, mi-ar fi plăcut să fie prezentată. Altă dată, cu plăcere. Da, și domnul primar Cristea a spus că vine cu mine într-o emisiune. Dar cum se întâmplă? Oamenii politici, stimați telespectatori, se simt bine când vorbesc singuri. Vezi, eu nu mă uit ca buhaiul. Așa ar trebui să... Băi, să vorbești cu cineva. Sunt reprezentanții județului la centru, ar da. Trebui să vină alături de reprezentanții administrației locale. Nu o să vină, da. Nu știu din ce motive n-au venit. Eu nu sunt jignitor, sunt politicos, n-am apucături de bădăran. Și îmi plac emisiunile calde. Nu trebuie să vii numai să ataci oameni. Bă, cei de la PDL au furat, cei de la PSD au furat și numai noi, România Mare, suntem alba ca zăpadă. Lucrurile astea cred că le pot constata foarte bine cetățenii, fără să le audă pe la televizor că de bine ce înțeleg. S-au tot săturat și le constatăm fiecare dintre noi în fiecare zi. Vreau să vă întreb, că mai avem puțin timp la dispoziție, despre Negrești, oraș din care veniți dumneavoastră și... Un oraș foarte greu, foarte sărac, cu foarte multe probleme. În ciuda fondurilor care s-au alocat în acea zonă, parcă orașul ăsta merge înapoi în loc să dea înainte. Ce se întâmplă acolo? Au fost și foarte multe acuzații că, domne, n-am fost ajutați deloc, l-am avut pe Bichinet senator, l-am avut președinte, vicepreședinte, pe Mihalachi, deputat, președinte și nu ne-a ajutat cu nimic. Noi tot în mocir lăstăm. Da. E bine că m-ați întrebat lucrul acesta. Și văd că ați făcut-o un fel de pasiune pentru Negrești. Aș vrea să informez la nu știu câta oară opinia publică, în general din județul Vaslui și în mod special din Negrești, noi, Consiliul Județean, Buzatu, Mihalache, Bichineț, ținând cont de prevederile legale, am alocat întotdeauna Negreștiului atât cât permitea legea. Oricum mai mult decât în alte părți. Iată, săptămâna trecută la toate comunele am dat câte 300-400, la Negrești am dat 2 miliarde jumătate. Am dat cu 3 luni, am repartizat cu o lună de zile înainte, încă 5 miliarde să introducem gazul metan la școala specială din Negrești, unde sunt 200 de copii, la liceul din Negrești, unde sunt 1500 de copii, primărie, bibliotecă și casă de cultură. Nu putem văduvi tot Negreștiul, tot județul, ca să dăm toți banii la Negrești, pentru că atunci nu am fi corect. Domnule, ce se întâmplă? Acolo sunt vreo 20 fără servici care și-au lăsat familiile, copiii, care vor să fie primari. Și atunci ce fac ei? Îl atacă pe Cosma de dimineață până soară. Și el a făcut destule neatenție acolo. Au, și așa are. Să-l atace. Îl atacă. Când nu se agață de Cosma, trebuie să se agață de Bichineț. Când nu-i Bichineț acasă, se agață de Mihalache. Da, cum să spun, mă lasă rece. Eu acum, înainte de emisiune, am avut întâlniri cu vreo 7-8 oameni de la Negrești, am discutat o treabă, le-am putut oferi la fiecare câte un sac de făină de grâu, pentru că sunt la limită și să aibă până de Crăciun și cu asta bază. Restul care numai se gândesc la fălcile lor să mănânci tot, nu dau doi bani pe ăștia.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea S-a astăzi. S-a terminat? Vă mai aștept alături de noi până la sfârșitul anului, să vedem cum se mai așează apele în politică și în administrație, cum se va încheia. Vin cu plăcere. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi bună în continuare. Domnilor și domnilor, aceasta a fost ediția Linia 1 de astăzi. Rămâneți alături de programele noastre.